că suntem prezenți și, așa cum am vorbit, să ne ajute Dumnezeu să câștigăm în seara asta ceva. Cum fratele Petrico a anunțat, în seara aceasta nu o să fie un cuvânt, o predică, o să fie un studiu. Și de-aia mi-am permis ca să vin și cu ciornele, că unii frați, de exemplu, din România nu le place să vadă ciorne sau hârtie, pentru că zice, ăsta nu știe să predice numai cu hârtiile. Dar la studiu e altfel un pic. La predică lucrurile diferite când predici. Dacă când faci un studiu, studiu înseamnă să adâncești o temă mai mult și să subliniezi niște lucruri importante care țin de un studiu biblic. Și nu o să citesc eu de pe hârtie, doar ca să urmez un pic o linie de gândire, să spunem așa. În seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să vorbim despre legământ. Ce-i legământul? Dacă ar fi să întreb și dialogăm, adică întrebăm, vorbim, răspundem, la studiu așa-i. Și așa, de fapt, ar trebui să fie și la o predică până la urma urmei. Să vorbim în biserică, am văzut și păstori care vorbesc cu biserica în timp ce predică. Îi întreabă, frații răspund și e mult mai interactivă, să zic așa, părtășia cu frații când întreabă și răspund. În orice caz, să știți, niciodată am văzut la americani și la englezi o parte care mi-a plăcut. A fi prezent în adunare nu înseamnă să stai la învon și toată lumea să fie departe, acolo să te asculte. Înseamnă să interacționezi, să fii la părtășie unul cu altul. Asta înseamnă, asta e părtășia. Dacă ar fi să vă întreb, câte legăminte cunoaștem din Scriptură? Ce ați răspunde? Sau ce legământ știm? Tare. Cu Avram. Cu Noe. Cu ochii, am făcut un legământ cu ochii, cu Dumnezeu, cu Adam în grădina Edenului, alte legăminte. Cum? De la muntele Sinai, cum a spus dumneavoastră? De la legământul cel nou. Așa, mai știm? Uite, de exemplu, Biblia. E împărtită în ce? În capitole, dar nu. În două testamente. Noul, Vechiul și Noul Testament. Testament sau legământ e același lucru. Legământul vine din limba ebraică care înseamnă berit și mi-am notat aici un cuvânt. Diateche este din limba greacă și înseamnă testament. Deci noi avem Scriptura împărțită în două mari legăminte. Legământul vechi și legământul nou. Așa știm noi. De exemplu, când Iisus vorbea, ca să știm un pic și mediul în care Iisus vorbea iudeilor, când Iisus se referea la legea lui Moise, la ce anume se referea Iisus? La, în general, când vorbea de legământ, la legământul sinaitic, îl numesc comentatorii biblici, sau la muntele Sinai. Și toată legea se centra în jurul legământului de la Sinai. Știe cineva ce, sau baza legământului de la Sinai, știe cineva din ce era compusă? Din principiul care? Cele 10 porunci, asta era baza legământului de la Sinai. Și când Iisus făcea referință la legământ, se referea de obicei la legământul de la Sinai. Și anume la ce? Zice legea lui Moise. Care era legea lui Moise? Era cele 5 cărți. Care erau? Genesa, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronom. Și asta, exact, asta pentru izraeliți și pentru noi. Înseamnă Tora, asta e Tora evreiască. Dar mai erau niște cărți, zice Iisus, în lege și în ce? În proroci. Cam asta era Biblia pentru ei de acolo, legea și prorocii. Și mai erau niște cărți care se numesc așa zise cărți istorice.
De exemplu, judecători, Iosua, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Împărați, 2 Împărați, 1 Cronici, 2 Cronici, astea sunt cărțile istorice ale poporului evreu, plus Estera și plus acele trei cărți, Ezra, Nehemia și Estera, care sunt cărțile scrise post-exilice, după ce poporul a fost luat. Și apoi sunt prorocii mari, adică Isaia, Ieremia, Ezechiel, și sunt prorocii mici, Mica, Obadia, Daniel, Moise și așa mai departe. Pentru iudei de pe vremea Domnului, astea erau cărțile de bază. Astea erau. Mai erau și alte vreo 653 de reglementări în Tora, dar erau făcute de farisei, nu erau lăsate prin legea lui Moise. Asta era Scriptura. No, acum, așa ca o introducere, o soră din biserică, de vreo 20 de ani de zile, cocheta cu pocăința. Numai nu s-a pocăit. Pentru că nu avea deschiderea și înțelegerea și mai mă suna la telefon și îmi spunea așa, de ce trebuie să fac legământ? De ce legământ? Și ce e legământul? O ascultat diferiți păstori, au ascultat predici, s-au uitat pe video, s-au uitat așa, dar nu a avut o dezlegare a inimii să înțeleagă ce înseamnă legământul. Noi în Scriptură spunem legământ, nu? Face legământ cu Dumnezeu. Și așa zicem. Și oricât am încercat să explic, până când am dus-o așa în Scriptură și am explicat ce înseamnă legământul, în general, din Scriptură. Pe urmă s-a hotărât să boteze. Și a spus așa, zic, fii atentă, porunca asta, ca să te botezi, nu e dată de apostoli, nu este lăsată prin proroci, ci însuși Mântuitorul a spus așa, deci marea trimitere din Matei, din capitolul 28, zice, duceți-vă și ce? Faceți ucenici din toate neamurile, botezați-i și învățați-i ce? Tot ce v-am poruncit. Păi nu sunt apostolii care au dat porunca asta, însăși Mântuitorul. Deci are, ca să zic așa, greutatea dată de porunca Mântuitorilor și nu se mai leagă nimeni. Că de apostoli, de corinteni, de romani, mai sunt oameni ca să discute credibilitatea epistolelor. Dar când vorbește de Domnul, nimeni tace toată lumea din gură, că zice Iisus Hristos a spus asta. Și acum, altă întrebare. De exemplu, sunt oameni care pun întrebări de felul acesta. Da, pe budiști cine o să-i judece și cum o să-i judece Dumnezeu? Da, pe musulmani, cine o să-i judece și în ce bază a legii lui Dumnezeu vor fi judecați? Da, negri din Africa, din junglă, cum vor intra sau nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu? Da, oamenii care n-au ascultat niciodată cuvântul lui Dumnezeu, cum îi judecă Dumnezeu? Ați ascultat astfel de întrebări? Oamenii pun întrebări de tot felul. Dacă ar fi să răspundeți, cum i-ați răspunde? Nu trebuie răspuns acum. Eu vă citesc acum un cuvânt din Romani. Să vedeți că există explicații la toate întrebările. Numai câteva. Romani, capitolul 5, cu versetul 12. Zice așa, de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Vine versetul 13 care ne spune ceva. Căci înainte de lege, întrebare, care lege? Când zice Pavel, înainte de care? Legea lui Moise, de la Sinai. Înainte de lege, păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este lege. Bun, dacă numai la Sinai, în 1200 și ceva, dacă nu greșesc, 140 a fost Moise când dă Dumnezeu legea. Ce se întâmplă cu oamenii de la Adam până la Moise, până la Sinai? În ce bază sau sub ce lege vor fi judecați de Dumnezeu? Că nu exista legea. Și Pavel spune că păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Și totuși,
N-avem lege. Zice, a domnit, moartea domnește de la Adam până la Moise. Asta înseamnă perioada dintre Adam și Moise, zice, nu e vorba de viața lui Moise, ci e vorba de momentul în care Dumnezeu dă legea prin Moise, la Sinai. Printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam. Ați observat? Deci, și Adam avea o lege. Nu avea legea lui Moise, dar avea și Adam o lege. Înțelegeți? Care este ca o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Și aici explică foarte frumos ce înseamnă Pavel, nu mai citesc mai departe ca să nu ocup timpul. Deci, de la Adam până la Moise este o eră, o perioadă. De la Moise până la Domnul Iisus este perioada Vechiului Testament, cum spunem noi. Și de la Iisus încoace, ce perioadă suntem? Noului Testament sau a Harului. Mai sunt întrebări, asta în sânul bisericilor, zice, bun, dacă noi suntem în nou legământ, cât din vechiul legământ trebuie să împlinim și cât trebuie să împlinim din nou? Ați auzit și întrebări de felul ăsta? Sunt. Mai trebuie să aducem jertfă? Mai trebuie să facem cutale? Cât din vechiul împlinim și cât împlinim din nou? Altă întrebare de frați care sunt toți la Domnul acum. Cum îi răspuns? După cuvânt, dacă știm ce înseamnă cuvântul. Hai să o luăm, acum asta a fost așa un pic de introducere. Spunea cineva așa, ce este religia? Și uitați-vă bine, cum zicea. Și oamenii ăștia, vreau să spun, o gândit, nu au zis-o așa numai ca să sune, o gândit. Spune așa, religia, care vine de la cuvântul din limba latină relegare, care înseamnă a relua, a lega relația cu Dumnezeu, zice, nu este altceva decât o încercare greșită a oamenilor de a rezolva problemele lui Dumnezeu. Fiți atenți, fraților! Încă o dată repet, religia, sau religiile, dacă vreți, nu este altceva decât o încercare greșită a oamenilor de a rezolva problemele lui Dumnezeu. Credința e una și religia e alta. Să facem deosebire între cele două lucruri. Din cauza asta, oamenii confundă religia cu credința. Și de aici vin foarte multe neînțelegeri în biserică, pentru că pentru unii oameni înseamnă să fii religios, ca să ai relație cu Dumnezeu. Pentru unii zic, nu religia mă interesează, nu forma. Pe mine mă interesează relația cu Dumnezeu, ceea ce e deosebit. Și acum mergem mai departe. De ce oamenii nu pot să rezolve problemele lui Dumnezeu? De fapt, nu Dumnezeu are probleme, dacă ar fi așa. Așa au zis ei, că problemele le avem noi. Dumnezeu nu are nicio problemă, în fond. Întrebare. Dacă postim, care sunt marile probleme? Sau cum zic oamenii, păcatul original sau căderea lui Adam? Pentru unii, faptul că Adam a căzut, unii o pun așa, pe tema unei neascultări ușoare. Și zic așa, băi, păi pentru o neascultare, că o întind și el mâna să iei un măr de acolo sau un pom, un fruct, nu știu ce o fi fost, să Dumnezeu să pedepsească pe Adam așa de tare încât să moară. Ei văd în neascultarea lui Adam un fel de ușoară neascultare și o pun pe forma asta. Alții zic așa și aș vrea un pic, dacă vrei să pui în 1 Corinteni 15:22. Unii nu văd așa că e ușoară ascultare, ci zic că toți mor în Adam. Păi dacă toți oamenii mor în Adam, păi ce-a făcut Adam? Nu a fost o ușoară neascultare. E scrisă doar succint, puțin, în câteva rânduri, dacă acolo s-a întâmplat ceva. Și după cum toți mor în Adam, tot așa vor învia și în Hristos, spune Scriptura. Deci e vorba de păcat. Păcatul nu-l găsești ca temen în altă, să zic așa, disciplină. Păcatul este doar în problema relației cu Dumnezeu, în Scriptură vorbim de păcat. Nu mai vorbim de păcat în societate, n-a avut treabă nimeni cu păcatul. Păcatul este definit doar în Scriptură, în Biblie.
Deci e vorba de păcat. Doi, despre ce e vorba? De moarte. E o treabă serioasă, nu? Vorbim de moarte. Și mai vorbim ceva. Și vorbim de o condamnare veșnică. Ori ești achitat în fața lui Dumnezeu și ai parte de mântuire și de viața veșnică, sau ești condamnat și ai parte de ce? De moarte veșnică. Nu vi se pare că sunt trei probleme mari pentru noi oamenii? Păcatul, moartea și condamnarea. Întrebare, noi oamenii putem rezolva într-un fel sau altul problemele astea? Niciodată. Întrebare, dacă ești bun cu semenii tăi, rezolvi problema asta? Scriptura zice să fim buni, normal. Dar, de exemplu, dacă postești toată viața ta, poți rezolva problema asta? Nu. Dar dacă îți dai toți banii la săraci, dar dacă faci tot felul de acte din astea de penitență, de rugăciune, să te rogi lui Dumnezeu, poți tu ca om, cu capacitatea ta de om și cu puterile tale de om, să rezolvi problema păcatului, a morții și a condamnării, se poate așa ceva? Vedeți acum de ce religia nu rezolvă problemele astea? Trebuie să știm lucrurile astea. Religia nu rezolvă. Și știți ce înseamnă religia? Religia totdeauna pornește de la o gândire a unui om care își formulează un set de reguli și regulamente ca să ajungă la Dumnezeu. Înțelegeți? Religia pornește de la om spre Dumnezeu. Iar credința și harul și iertarea vine de la Dumnezeu spre om. Lucruri foarte diferite. Foarte diferite. De exemplu, de ce fariseii nu erau iubiți de popor? Eu, în Scriptură, dar nu-i timpul să vorbim de asta, dar nu erau iubiți de popor. Știți ce spune? Și fariseii posteau de două ori pe săptămână, dădeau zecioală, erau cu legea în mână, mergeau, adică duceau o viață ascetică, nu era simplu să fii fariseu. Și totul spune cuvântul Domnului, zice așa, că neprihănirea voastră, cum este? Ca o haină mânjită înaintea mea. Adică cu religia voastră nu sunteți altceva decât ca un om care vine murdar înaintea lui Dumnezeu. Dar mai zice încă Iisus ceva și mai tare. Zice, voi înconjurați marea și pământul să faceți un tovarăș de credință, nu de credința în Hristos, de credința voastră, că aveau și eu o credință. Și zice, nici voi nu intrați în împărăția lui Dumnezeu, dar mai mult nici pe alții nu-i lăsați. În credința în care voi o prezentați poporului, cu religia pe care o aveți voi, cu poruncile din Tora, cu ce înțelegeți voi sabatul, cu ce înțelegeți voi Scriptura, cu ce înțelegeți voi că e vechiul legământ, nici voi nu intrați și nici pe alții nu-i lăsați. Asta e tare. Doamne, dacă e așa, unde e adevărul? Nu e interesant, fraților. Foarte interesant. Deci, de unde începem? Deci, repetăm și punctez asta. Religia nu-i credință. Nu-i credință. Dar Dumnezeu se întâlnește cu Adam, fără religie. În răcoarea dimineții, Dumnezeu stă de vorbă cu Adam. Așa e, fraților? Așa e. Dumnezeu se întâlnește și Noe capătă favoare înaintea lui Dumnezeu și pentru că era un om neprihănit, Dumnezeu îl scapă din potop. Despre Moise spune Scriptura că fiecare om, știți, la noi în România, în Săpânța, fac o paranteză că e fain asta, la cruce, dacă ați fost în vizită, ați văzut acolo, pe cruce la fiecare, nu știu dacă ați trecut pe la Săpânța în Maramureș, este un mic acrostih, câteva cuvinte despre viața fiecărui om. Dacă a fost bețiv, o să fie un acrostih cu un om cu o sticlă în mână și viața lui a fost predominată de băutură. Altul, dacă a fost tractorist, o să vezi că îi spune câteva cuvinte că tractorist și șofatul este misiunea lui. Și mai departe. Altul a fost meșteșugar, fiecare ce a fost în viață. Despre Moise spune Scriptura că a fost omul, asta a fost prevalent în viața lui Moise. Moise a fost omul cu care Dumnezeu a vorbit față în față. Ce-i prevalent la Avram? Care iese în evidență dintre toate atributele? Că Avram a fost prietenul lui Dumnezeu. La David ce iese în evidență? Că a fost omul după inima lui Dumnezeu.
Înțelegeți? Fiecare om mare al lui Dumnezeu are o caracteristică care îl evidențiază între alți oameni al lui Dumnezeu, nu între oameni de lume, ci între oamenii lui Dumnezeu. Acum, întrebare. În ce bază Dumnezeu intră în relație cu oamenii aceștia? Pe ce criterii? Știți pe ce criterii? În baza unui legământ. În baza unui legământ. Acum învățăm în serile astea care ne-au dat dispoziție, astăzi, săptămâna viitoare și cât Dumnezeu ne ajută, să privim Scriptura din perspectiva legământului. Scriptura o poți privi în multe feluri, după cum ești orientat cu privirea. Unii o citesc ca o istorie, alții interesează cărțile istorice, pe alții interesează cărțile profetice, pe alții interesează Levitul, de exemplu, preoții foarte mult pe Levitic merg. Alții Deuteronomul. Deuteronomul nu este altceva decât o repetare a poruncilor lui Dumnezeu. Îi spune Deo de la a doua, Deuteronomus, pentru că mai avea o săptămână Moise, acolo în câmpia Moabului, Dumnezeu urma să-l ia, generația de vechi izraeliți trecuseră și deja s-a format o nouă națiune a lui Israel, dintre care doi mai existau, adică trei, Moise, Iosua și Caleb. Restul toți erau noi, toți muriseră în pustie. Și acolo Moise, cu o săptămână, cu o lună, nu se știe exact, repetă din nou legea lui Dumnezeu înainte ca să plece pentru noi sau pentru copiii lui Israel. De-aia spune Deuteronomos, adică a doua lege. Nomos, lege, Deutero, a doua, în limba greacă. Și toți citesc Scriptura după ce interesează. Pe copii interesează Goliat și așa mai departe, ce știu ei. Pe noi ce ne interesează? Hai să ne uităm în seara aceasta la Scriptură ca să vedem legământul cu Dumnezeu. Deci am spus că în principiu există două legăminte. Legământul vechi sau Vechiul Testament și legământul nou sau Nou Testament. Dar acum, în Vechiul Testament, ați mai mintit, frață, este vreun legământ înainte de legământul lui Adam în Eden? Mai știe cineva? Asta e după, mai târziu. Înainte de Adam, mai este vreun legământ? Exact, exact, da. Și vreau să caut să dăm câteva referință. Uitați-vă în Geneza 8:22. Nu toate le găsim în Geneza în capitolul 1, dar unde le găsim și mai târziu. 8:22, hai să vedem. Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Asta ce e de aici? Un legământ. Îl face Dumnezeu cu natura. Hai să căutăm în Ieremia 31:5, să vedem alt legământ. Zice așa, vei sădi iarăși, vii pe înălțimile Samarii, cei ce le vor sădi le voi culege și roate. Cu 35. Cu 35. Ieremia așa. Așa vorbește Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna și stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea și face valurile să urle, El a cărui nume este Domnul oștirilor. Amin. Aici am o paranteză de făcut. Oamenii spun așa, că noi suntem în a 7.000 de ani. Și că 1.000 de ani la noi este ca o zi la Dumnezeu, după cum spune Petru acolo, să iau 1.000 după asta. Oamenii de știință spun așa, că pământul a existat cu milioane de ani în urmă, că pe pământ au fost dinozauri, că pe pământ au fost mamifere, tot felul de animale. Întrebarea așa pentru noi pocăiți, are dreptate știința sau nu? Gândiți-vă bine și vă explic imediat.
Spunea Iosif Țon odată și mi-a plăcut cum a zis. Zice, înainte religia se contrazicea cu știința. Erau cap în cap pentru că oamenii au făcut-o să fie cap în cap, nu că era știință. Știința n-are cum să fie cap în cap cu religia. Pe urmă și-o dat seama la oamenii că știința nu face altceva decât să confirme și să constate că ceea ce Dumnezeu a făcut e adevărat. Asta e știința. Și o să vedeți, de exemplu, Galileo Galilei în 1400 și ceva a fost omorât și ars pe rug de Biserica Catolică pentru că a afirmat că pământul e rotund. Dar Isaia spune prin 780, înainte de Hristos, zice că tu sau el să juca pe rotocolul pământului. Fraților, erau oameni care au atestat că pământul e rotund înainte de Galileo Galilei. Și știința a fost și atunci. Ia uitați-vă cum spune Scriptura, ca să vedem un aspect, că e interesant asta de gândit. Și să nu credeți că și oamenii de știință au dreptate, să știți, au și ei dreptatea lor, până la un punct. Zice, la început, în versetul 1, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor. Uitați-vă, la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Acum, mișcarea asta pe care o traduce Cornilescu, într-adevăr, Duhul Sfânt se mișca, dar căutând în alte traduceri și în explicații, mișcatul ăsta a Duhului Sfânt nu era de felul că se plimba de aici până acolo. Nu asta era mișcatul Duhului Sfânt. Mișcarea Duhului Sfânt era în sens de creaționist, de organizare a pământului și a apelor. Asta înseamnă mișcarea Duhului Sfânt. Cum era pământul? Pustiu și gol. Și Duhul lui Dumnezeu se mișca. Și zice așa, Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Și zice, Dumnezeu a văzut că lumina era bună, a despărțit lumina de întuneric, Dumnezeu a luminat lumina zi, ia întunericul la lumină noapte și astfel cum a fost. Interesant și asta de observat, n-a fost o dimineață și o soare și o seară, a fost o seară și o dimineață. Fraților, amănuntele astea trebuie observate și ordinea lor în Scriptură. Deci a fost o seară și o dimineață și zice, a fost ziua întâi. Mă întrebare acum pentru dumneavoastră, cât a ținut ziua asta întâi? Ce credeți? Poți să-i dai așa o calculație de ani în timp? Cât a fost ziua asta întâi? Păi ziua asta întâi putea să fie zeci de ani. Credeți-mă, fraților, mii de ani, sute de ani și milioane, că noi nu știm ce înseamnă ziua asta lui Dumnezeu. Nu avem noțiunea asta timpului. Noțiunea timpului avea abia din ziua a patra și o să vă explic și de ce așa. Bun, în a doua zi, Dumnezeu zice să fie o întindere între ape, să se despartă apele între ape. Și Dumnezeu a făcut întinderea, a despărțit și așa a fost. Și zice, asta a fost ziua a doua, a fost o seară și o dimineață, ziua a doua și a făcut cerul. Păi dacă uitați-vă încă, dacă la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul, păi acum vine în versetul 9 și zice Dumnezeu ce-o zis să facă? Să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul cerului și să se arate uscatul. Și așa a fost. Deci în ziua a treia nu a fost făcut pământul, doar s-a ordonat apele și a ieșit uscatul. Și noi numim și zicem că Dumnezeu a făcut pământul în ziua a treia. Nu! L-a ordonat, l-a organizat, dar pământul era făcut cu multă vreme înainte, tot de Dumnezeu. În ziua a patra, Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte, să fie niște semne, că acum intră în Scriptură noțiunea de timp. Fraților, abia în ziua a patra, ca să arate vremile, să slujească de luminători în întinderea cerului, să lumineze pământul și așa a fost. Și uitați-vă, Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume luminătorul cel mare să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic să stăpânească noaptea. Și asta a fost ziua a patra. Abia din ziua a patra există noțiunea de timp, de zi în sensul în care noi oamenii înțelegem zi și noapte. Înțelegeți, fraților? Dar în perioada asta, de când a fost făcut pământul, prima zi, a doua zi, a treia zi, putea să se scurgă sute de milioane de ani. Putea să fie. Așa că și știința își are locul ei explicând
că s-ar fi putut să fie dinozauri și tot felul de animale mamuți, că s-au găsit până la urmă o seminte de animale mari. Să nu ne legăm tare, tare de lucrurile astea, pentru că nu avem, n-ai nicio bază pe care să zici că lumea e întemeiată în 6 zile sau că va fi 7 ani. La evrei, de fapt, să vă spun, noi suntem, după calendarul ebraic, undeva în 5780-89, cam așa. Deci nu suntem în ziua 7-a. E o altfel calendarul. După care stiei? După care calendar? Abia, calendarul nostru abia hăt, la împăratul Justinian, Iulius, suntem organizați după calendarul roman. Deci ei astfel erau, ziua la evrei era la apusul soarelui, se încheia ziua și începea a doua zi. Așa era la ei și asta era timpul la evrei. Deci asta este creația. Creația. Și Dumnezeu face un legământ. Hai să căutăm și în Iov, capitolul 5 cu 23. Să vedeți un alt fel de legământ. Iov, capitolul 5 cu 23. Da. Căci vei face legământ până și cu ce? Cu pietrele câmpului și fiarele pământului și vor fi în pace cu tine, zice Iov. Iată că Dumnezeu face legământ și cu pietrele și cu fiarele. În Osea, citesc de aici, Osea 2 cu 18. În ziua aceea voi încheia un legământ cu fiarele câmpului, cu păsările cerului, cu târătoarele pământului, voi sfârma arcul, sabia și orice unealtă de război și voi face să locuiască în liniște. În Isaia 28 cu 15, uitați-vă cum scrie, noi am făcut un legământ cu moartea, spune Scriptura, alt legământ. Am făcut o învoială cu locuința morților și așa mai departe, nu vreau să citesc tot. Deci, tot ce face Dumnezeu, mai este în Ieremia spune, zice, am făcut un legământ cu ziua și cu noaptea. Ce înseamnă asta? Că există un legământ pe care Dumnezeu îl face cu natura, cu creația, înainte ca să îl facă cu Adam. Dar acum intrăm la legământul cu Adam. Când dumneavoastră vă spune cineva de legământ, la ce vă gândiți imediat? Ce înseamnă legământ? Nu traducem după dicționare, nu. Deci, așa, după cum înțelegem noi. Ce înseamnă un legământ? E un contract? Ce ziceți? Unii spun că e contract, unii zic că nu. Îs discuție aici. Când faci un contract, cum îl faci? De obicei, contractul îl faci între două părți, așa-i? Deci îi, cum se numește, bilateral, adică sunt făcute între două părți. Doi fac un contract și ajung la o înțelegere a condițiilor și a rezultatelor. Nu tot așa este cu legământul lui Dumnezeu. Nu tot așa. Dumnezeu sunt și legăminte bilaterale, de exemplu cei de la Sinai, Dumnezeu îl face cu poporul și zice dacă veți face cu tare, dacă veți face cu tare, voi face așa pentru voi. Alegi să intri în contract, dar de multe ori contractele sunt unilaterale, ele vin de la Dumnezeu. Și tu alegi fie să asculți, fie să respingi. Deci, repet, ca să ni se fixeze și asta, nu, legământul nu este contract. Și acum vin eu ca să vedeți de ce este așa de important legământul și să vedeți că fără legământ Dumnezeu nu intră în relație cu oamenii. Totdeauna vine în baza unui legământ. În Pavel spune așa, 9 cu 6, dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu toți cei se coboară din Israel sunt Israel. Și aici știți cuvântul, nu vreau să repet. Dacă nu erai izraelit, nu erai sub legământ. Și dacă nu erai sub legământ, erai considerat că faci parte dintre neamuri. Și dacă nu erai israelit, nu aveai parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și dacă nu aveai parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, nu intrai în împărăția lui Dumnezeu. Înțelegeți de ce e important legământul? Așa pune problema Pavel cu neamurile și cu iudeii. Deci legământul este important pentru că Dumnezeu niciodată nu intră în relație cu oamenii fără să aibă un legământ.
Hai să vedem acum legământul din grădina Edenului. Care era acesta? Nu-l găsim ca termen, legământul cu Adam în evreu. Dar în schimb, forma în care Dumnezeu dialoguează și poruncește omul este sub forma unui legământ. Hai să vedem, să citim Genesa 1:28. Ce intra în legământul din grădina Edenului? Și aici am avut și o să vă supun asta la gândire și o să vedeți cum gândesc și alții referitor la legământul în grădina Edenului, nu în afara grădinii, în grădina. 1:28, zice așa, Dumnezeu i-a binecuvântat pe om și a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Ăsta ce-i, fraților? Legământ. 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 Ce trebuie să facă omul? 1. Să populeze pământul. Prima dată. Aici am avut o discuție cu un frate și vă pun discuția, nu zic eu că eu am dreptate, nici că el are dreptate, vă supun spre judecată și o zic așa. Relația dintre un om și soția sa este sub păcat. Și zice, omul abia după ce iese din legământul edenic, naște fi și fiice. Și eu i-am zis în felul următor, fii atent, că legământul edenic e dat înainte de căderea omului în grădină. Dumnezeu, înainte ca să păcătuiască Adam, a zis, creșteți și înmulțiți-vă. Înseamnă că relația dintre un bărbat și o femeie era fără cusur și fără păcat în ce privește populația și popularea pământului. Nu-i văzută ca un păcat, înțelegeți, fraților? Mulți, Biserica Catolică, cam acolo se îndreaptă în gândirea asta. Pentru că astfel nu dădea Dumnezeu o poruncă omului să crească, să se mulțească dacă era păcat. Deci înainte era o formă fără păcat. Abia după ce păcătuiește omul, lucrurile se schimbă. Gândiți-vă foarte bine acasă la problema asta, că o să aveți discuții cu tot felul de oameni. Și o să zic într-un fel și altul. Și dacă nu știm problema asta, nu știm cum să răspundem. Deci, să populeze pământul a fost prima poruncă, să spunem așa, pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam. Întrebare, rămâne validă și în ziua de azi sau nu? Rămâne. Cum să nu? Rămâne. Suntem sub efectul acestei legi. Dar să stăpânească pământul, este validă legea asta sau nu? Este. Suntem sub efect. Știi de ce spunem problema asta? Ca să știi care este limita ta ca om pe pământ, cum te relaționezi cu omul, cât și unii păcat. O să discutăm noi asta, nu știu dacă o să avem vreme. Am avut o discuție cu, nu știu dacă am zis-o, cu un prieten ortodox foarte bun, așa, ortodox, ortodox. Știi ce înseamnă ortodox? Drept creștin, sau bun, adică ortodrept și doxă cel creștinul care laudă pe Dumnezeu. E fain cuvântul și mă duc la Dumnezeu că trebuie să pentecostal să fii ortodox, că e fain să fii ortodox, adică drept creștin. Și el a zis așa, eu cred că omul trebuie să se întoarcă la rația și la dieta alimentară pe care Dumnezeu a dat-o în grădina Edenului. Adică la ce? La sămânță, la iarbă, la vegetale, la fructe. Și începe să propage învățătura asta printre alții. Și am spus, nu mă face pe mine să te aprob, că nu te aprob niciodată. Dacă tu vrei să ții, nu te obligă nimeni să nu ții, treaba ta. Că ești mai sănătos, că ești mai nu știu cum, treaba ta. Nu te obligă nimeni. Dar zic, eu citesc din Genesa, tot cu Biblia. Și judecă tu dacă e bine sau rău. Și am citit de aici, din Genesa, când Dumnezeu face legământ cu Noe. Știți asta. Schimbă dieta și rația alimentară. Zice așa, Dumnezeu în Genesa 9:8. Dumnezeu a mai vorbit lui Noe și fiilor lui care erau cu el și a zis așa, iată, eu fac un legământ cu voi și cu sămânța voastră care va veni după voi, cu toate viețuitoarele care sunt cu voi, atât păsările cât și vitele și toate fiarele de pe pământ care sunt cu voi,
cu toate cele care au ieșit din corabie și cu oricare alte dobitoace. Nu știu unde scrie. În 5. În 3. Tot ce se mișcă și are viață să vă slujească de hrană, toate acestea vi le dau ca și iarba verde. Numai o poruncă de Dumnezeu ce? Să nu mănânci carne cu sângele ei, pentru că sângele este simbolul vieții și jerfirea sau vărsarea de sânge este simbolul morții. Facem deosebirea. Deci vărsarea de sânge simbolizează moartea, dar sângele în sine înseamnă viața. Și Dumnezeu dă poruncă să nu se mănânce așa, că fiți voi atenți că la restaurante vine mai ales că scârnați din ăstea cu tot felul de sânge acolo. Feriți-vă de lucrurile astea, că nu-s bun înainte la Dumnezeu. Și am spus și zic, găsești undeva în Scriptură că Dumnezeu a schimbat rețeta asta alimentară de-a lungul timpului? Nu o găsim. Eu n-am găsit-o. Mai degrabă am găsit în Leviticul 17 cum Dumnezeu spune poporului ce înseamnă animal curat și necurat. Acolo am găsit, dar în privește rețeta n-am găsit. Așa că, fraților, vedeți cum se pun problemele. Trebuie să știm. Apoi, să exercite stăpânire asupra animalului și a peștilor. O întrebare. Zice așa, să lucreze și să păzească grădina. Cum vedeți dumneavoastră lucratul și păzirea grădinii Adenului? Acolo nu era de săpat, nu era de udat, nu era de făcut. Cum o vedeți? Am auzit tot felul de variante aici. Poate să îmi dea cineva un răspuns. Unul zice așa, mi-a plăcut. Zice, de fapt, omul este privit ca o grădină și omul trebuie să-și cultive și să-și lucreze propria sa grădină, să o lucreze, să o prezinte înainte lui Dumnezeu ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înainte lui Dumnezeu. Să fie oare asta sau și altceva? Să păzești grădina. Nu răspundem, doar vă pun o întrebare. Când Satan, sub formă de șarpe, s-a strecurat în grădină, unde a fost paza lui Avram, lui Adam și a Evei? Înțelegeți, fraților? Unde a fost paza de a reuși să se strecoare în grădină, acolo? Și sub ce formă n-o păzit și n-o îngrijit-o? Pentru că asta nu-i problema numai de acolo, asta e și problema noastră acum, să știți, fraților. Nu-i ceva atunci și acolo și numai în ziua de astăzi. E o problemă actuală, să știți. Bun, să mănânce din pomii din grădină. Ce e frumos aici, spunem așa, noi avem simțul, să spunem așa, frumuseții. Dacă te căsătorești, nu te duci după o fată care nu-ți place, dreptă-i, surorilor și fraților. Îți iei ce-ți place, o casă ți-o iei că-ți place, un fruct ți-l alegi că-ți place. Și spune Dumnezeu că Dumnezeu a sădit în om simțul plăcerii. Sunteți de acord cu asta? Da. Zice, Dumnezeu a făcut toți pomii din grădină, cum? Bun la gust și cum? Plăcuți la vedere. Păi dacă Dumnezeu nu are simțul estetic să facă pe ceva sau pe cineva frumos, cine mai are? Are Dumnezeu un simț grozav al esteticului și a frumosului, vă spun eu, 100%. Și de aici vine și simțul omului a frumosului. Îi place la om să fie ceva frumos, vă spun eu, ne place să găsim ceva fain. Fie că în biserică, fie că între oameni, fie că în lucru, fie că în grădin, fie că în pământ, ne place să fie frumos. Și nu-i rău să-ți placă. Nu-i rău atâta vreme când nu păcătuim. Nu-i rău. Iată simțul pe care l-a făcut Dumnezeu. Dar în grădină, mai departe, nu trebuie să fie vărsat sânge la niciun animal. Acolo nu a fost. În grădină nu s-a vărsat sânge. Și mai auzit Dumnezeu ceva în legământul edenic. Pedeapsa neascultării este moartea. Întrebare și aici, cât a stat Adam în grădină? Știe cineva? Nu știm. Nu scrie Biblia. Iar putea să fie trecut mulți ani de zile, nu avem noțiunea timpului. Și aici să fiți foarte atenți, fraților, când discutăm cu frații sau întrebări din astea așa care ne... Nu
Nu știm, nu avem noțiunea timpului, pentru că Adam era sub, așa încă o întrebare, mi-a pus-o cineva, Adam s-a născut copil sau a fost om mare? A fost făcut de Dumnezeu om mare sau copil? M-a pus-o cineva. Și eu cred, dar nu găsim. Dar cred că a fost făcut un om matur. Din moment ce Adam se întâlnea cu Dumnezeu, deci ca să comunici cu Dumnezeu, trebuie să fii adult, să fii capabil de a vorbi cu Dumnezeu. Apoi dacă Dumnezeu a făcut un ajutor în persoana lui Eva, trebuie să fie matur ca să aibă o relație de căsătorie cu Eva. Deci eu cred că a fost adult, mare. Da, și-a pus, mai mult, pune animale și cum le-a pus Adam animale și-au rămas. Și rămân până în ziua de astăzi. Deci eu cred că a fost adult, mare. Deci și dă Dumnezeu o poruncă, poți să mănânci după plăcere din orice pom, dar din pomul cunoașterii binelui și a rău să nu mănânci, căci în ziua în care îi vei mânca, vei muri negreșit. De ce era așa, cum să spun eu, de gravă porunca asta? Păi, de ce, Doamne, nu mă lasă mănânc din pomul cunoașterii? Păi, ce e atât de diferit fructul ăsta față de altele? Că bănuiesc că Adam nu m-a lăsat să o gândi toată ziua, că unii interdicții acolo te gândești cel mai mult. Cam așa suntem noi, știi? Nu mai văzut caii și nu mai văzut prunii, nu mai văzut cireșii, nu mai văzut nimic, numai pomul ăsta l-a văzut toată ziua acolo, mintea stătea acolo. Ce era așa de grav? Vă spun încă un lucru, Dumnezeu, oamenii îl văd pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care dă porunci. Poruncile tale, zice David, îmi luminează fața. Vă spun un lucru, eu nu-l văd așa pe Dumnezeu. Poruncile astea pe care le dă lui Adam, nu-i le dă doar ca să fie porunci, ci îi pune în față lui Adam viața și moartea prin porunci. Și totdeauna Dumnezeu când o dă poruncile, de-a lungul Bibliei, în istorie, totdeauna, de fapt, când dă Dumnezeu o poruncă, nu trebuie să o privim așa cum privim poruncile sau legile din Germania, din România și așa mai departe. Ele sunt izvor de viață, normă de viață. Deci dacă le păzești, trăiești, dacă nu, nu mori. Adică, cu alte cuvinte, prin porunci, Dumnezeu pune viața și moartea în fața omului. Dă șansă. Ce bine ar fi fără porunci, ar fi bine? M-am gândit așa, serios, la problema asta. Ce fain era să n-aibă Adam nicio poruncă. Dar asta e legea lui Dumnezeu, universală. Asta guvernează nu numai omul, și îngerii. Și acolo în ceruri este ceva acolo. Ne depășește gândirea. Ne depășește gândirea. Dar Dumnezeu pune viața și moartea în fața lui Adam prin porunci. Deci, îi de dorit să păzești poruncile lui Dumnezeu. Nu ca ceva apăsător, care ceva care îți pune poveri pe umeri, ci prin porunci ca să vezi că tu trăiești înaintea lui Dumnezeu. Și David când le vede, zice, poruncile tale luminează fața, ea altfel le vede. Aș vrea să stau toată ziua în viața, în cortul și în templul Domnului și să păzesc poruncile tale. Așa trebuie văzute poruncile lui Dumnezeu. Calcă Adam porunca, este ispitit. Ce se întâmplă? Ce zic, frață? Hai să zicem ce se întâmplă. Dumnezeu normal că vede, nu e ceva să nu vadă, să nu audă. Dar uitați-vă un lucru. Cum zice Dumnezeu? Să vedem ce înseamnă asta. Iarăși o discuție între frați, între cunoscătorii Bibliei. Zice așa. Atunci, după ce au păcătuit, zice, li s-au deschis ochii și au văzut că-s goi. Cum înțelegeți dumneavoastră asta? Adică trebuie neapărat să mănânce dintr-un fruct ca să vadă că e gol? Cum vedeți? Conștiința spune, fratele. Și dacă nu era gol, până atunci cum era? Era îmbrăcat cu slavă. Slava asta lui Dumnezeu, vreau să spun, știți că spune așa, când Moise face cortul întâlnirii, zice că slava lui Dumnezeu a umplut ce? Cortul. Niciodată Dumnezeu nu se face cunoscut popor fără slavă. Niciodată. Și nici omul nu-L poate vedea pe Dumnezeu fără slavă.
Din cauza asta spune Pavel mai târziu în Coloseni, în Tesaloniceni și în Romani, că zice, noi suntem transformați din slavă în slavă, trupurile noastre, pentru că fără slavă omul nu-i cu putință să-L vadă pe Dumnezeu. Foarte interesant. Fără slavă nu-L vezi pe Dumnezeu. Trebuie să fii îmbrăcat cu slavă. Dumnezeu se îmbracă cu mântuirea și cu slava ca și cu o manta, spune Scriptura. Am citit undeva când am făcut problema asta a cortului întâlnirii și nu mi-am dat seama, și mulți n-am băgat-o în seamă, am observat-o. Zice, și preotul care se duce să aducă o jertfă lui Dumnezeu pe altarul lui Dumnezeu trebuie să-și acopere toată goliciunea, să nu îi se vadă nici un pic goliciunea, pentru că el se duce să prezinte o jertfă lui Dumnezeu. Fantastic! Scrie Scriptura. De unde vine ideea de a te îmbrăca? Nu-i de la noi, nu-i de la Pavel, nu-i de la apostoli. E veche de la motivul închinării și a jertfei pe care omul o aduce înaintea lui Dumnezeu. N-ave voie preotul, dar nici să miroase, fraților. Știți asta? Și spune în Ezechiel, și în Iacov, și în Ieremia, Și preotul care vine să se aducă o slavă, o jertfă înaintea lui Dumnezeu, să spele izmenile, să se dea cu isop, să fie curat și să nu miroase înaintea lui Dumnezeu. Lege pentru cel care vine cu o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Noi, când venim în adunare, cum ești? Mă gândesc că și noi trebuie să fim curați, să nu mirosim în casa Domnului. Și la îmbrăcăminte, dar și la suflet, vreau să spun. Legile astea nu vin că le dau preoții, că le dau păstorii. Ele vin din însăși închinarea lui Dumnezeu, dacă vrei ca jertfa să fie primită înaintea Lui. Numai că mulți nu le cunoaștem. Din cauza asta ne comportăm și Dumnezeu nu ne ține în seamă păcatul atâta vreme când nu-L cunoaștem. Interesant, Dumnezeu e Dumnezeu gingaș, fraților, foarte sensibil la problema asta. Bun, și ia uitați-vă așa. E un lucru foarte important și vreau neapărat să îl sublinez. Versetul 22 din 3, Genesa. Ce Domnul Dumnezeu a zis, iată-l că omul a ajuns ca unul din noi și noi este cu N mare, cunoscând binele și răul, să-l împiedicăm, dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. Păi, Doamne, deci Tu nu ai vrut ca eu să ajung ca Tine. De-aia mi-ai interzis să iau din fructul cunoașterii. Așa e că așa zice omul. N-ai vrut. Dar mai mult, zice Domnul, zice, au ajuns ca unul din noi. Adică omul ajunge ca unul din noi, ca Dumnezeu, ajunge să cunoască binele și răul, Dumnezeu îl cunoaște și cei din cer și nu-i păcat, omul cunoaște și-i păcat. Cum vine asta? Nu interesant. Ce fel de cunoaștere e asta? Înțelegeți, fraților? Noi avem cunoștință teoretică. Asta e bine, asta nu e bine și știm. Dar noi practicăm răul, cunoaștem răul făcându-l. Dumnezeu îl cunoaște, dar nu-l practică. E o deosebire în cunoaște de rău, înțelegeți? Spune Iisus Hristos, zice, duceți-vă de la mine că nu vă cunosc. Ce credeți, că nu-i cunoștea pe nume pe fiecare? Cine îs, câți ani au și de unde vin? Nu vă cunosc pentru că voi n-ați practicat ascultarea de mine. În sensul ăsta nu cunoaște Dumnezeu pe om, că nu cunoaște după nume. Tot așa e și cu Dumnezeu, ca să înțelegeți ce înseamnă cunoașterea asta. A ajuns ca unul din noi, cunoaștem binele, cunoaștem răul, diferența între Dumnezeu și oameni este că Dumnezeu nu-l practică, el face binele și omul îl practică, face răul. Și asta se numește păcat. Ăsta este legământul, să zic așa, edenic, spun unii. Dumnezeu mai face un legământ cu Adam. Știți care este? Tot aici, încă nu merge mai departe, rămâne tot. Acum mai face Dumnezeu un legământ cu Adam când? După păcat. În altă stare. Condiția înainte de păcat era alta și condiția după păcat
e alta, lucrurile se schimbă. Dar ce îmi place mie aici foarte mult este că după ce Adam păcătuiește, Dumnezeu și intervine. Înțelegeți? Nu lasă problema să coacă acolo. Asta ne învață și pe noi Dumnezeu o atitudine când ceva se întâmplă între oameni. Nu lași problema să... Rezolvă repede. Rezolvă-o. Și Dumnezeu rezolvă. Dar cineva iară vede pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care pedepsește aici. Foarte interesantă privirea sau gândirea noastră ca oameni la Dumnezeu. Eu îl văd așa. Dumnezeu e un Dumnezeu bun și îndurător. Îl vedeți așa? Alții îl văd ca un Dumnezeu judecător. Eu îl văd ca Dumnezeu bun și îndurător. Ia uitați-vă cum văd eu problema. Păcatul era înfăptuit. Dumnezeu în judecata lui pe care o are cu șarpele, cu femeia și cu Adam, el nu face altceva în pronunția, că nu-i sentință. Nu-i sentință, unii spun sentință. Nu. Acolo Dumnezeu nu face altceva decât să regleze și să rezolve o soluție pentru păcatul omului. Nu-i sentință. Vrășmășia asta pe care Dumnezeu o pune între sămânța femeii și sămânța șarpelui nu este ca neapărat el să fie zdrobit șarpele, ci pentru că nu se poate altfel, pentru a rezolva conflictul care a ieșit acolo. Înțelegeți, fraților? De multe ori m-am întrebat, dar de ce femeia trebuie să sufere când naște un copil? De ce se vrea să sufere? Păi spun, frate, păi dacă așa au lăsat-o Dumnezeu de la naștere, de la bun început, de ce? Problema durerii unei femei rezolve multe probleme în găsirea unei soluții împotriva păcatului. Să știți, fraților, nu știu și n-am timp acum să explic asta, dar este. Dumnezeu ne va lumina. Când Dumnezeu pune durere în nașterea femeii și a copilor, El știe ce pune acolo, nu ca să pedepsească pe femeie, ci ca să se rezolve problema păcatului. Să reținem, fraților, asta. Repet, nu este ca să o pedepsească femeie, nu-i făcut în felul ăsta, ci ca să se rezolve problema păcatului. El, păcatul rezolvă Dumnezeu, nu dă pedepsă și instanță și din astea. Apoi când zice așa, și uitați-vă foarte interesant, dacă femeia, adică dacă șarpele l-a păcălit sau a păcălit-o pe Eva, șarpele Dumnezeu o pune sub stăpânirea Evei. Ați văzut asta? Dacă femeia a înșelat pe Adam, Dumnezeu o pune sub autoritatea lui Adam. Cum, interesant cum rezolvă Dumnezeu. Deci totdeauna cel care greșește și cel care păcătuiește va fi pus sub autoritatea celui față de care se păcătuiește. Și uitați-vă în viață și vedeți dacă e așa sau nu. Poate nu azi, poate nu mâine, dar vine vremea când se împlinește Scriptura. Așa lucră Dumnezeu. Altă întrebare, de ce Adam trebuie să transpire acum? De ce? Spini și pălămidă până acum nu erau spini și nu erau pălămidă, acum sunt. Până acum Adam nu trebuia să grejească și să cultive grădina transpirând și cu sudoarea frunții. Acum sunt? De ce oare? Iar ca să rezolve problema păcatului. Prin cuvintele pe care Dumnezeu și prin legământul pe care Dumnezeu îl face cu Adam, din nou repet, să soluționeze problema păcatului. Merge mai departe, timpul trece repede. Ăsta este legământul. Acum întrebare. Ca să rămânem ceva cu legământul edenic și cu legământul lui Adam. Este valid legământul lui Adam în ziua de azi pentru noi sau s-a terminat atunci odată cu el? Ce zic, frață? E valabil? Ui! O rămas porunca asta. Ca omul să muncească? Muncim? Muncim. Transpirăm? Transpirăm. Dar să știi că este și o transpirație a frunții și este și o transpirație a spinării. Știți că sunt fel de transpirații. După cât e o transpirație a frunții, nu prea dorm noaptea. Este un consum intelectual fantastic. Și depresii și tot felul de
rezultate, adică consecința transpirației frunții. Dar există și o transpirație a sudorii când vin frații acasă de la muncă. Ui, este. Și nu putem să o evităm. Și rămâne în continuare până când Dumnezeu ne duce acasă la el. Ce-o mai rămas în picioare din legământul lui Adam? Nașterile, popularea pământului, mai este încă un lucru fain. Chiar de la creație, uitați-vă un lucru, eu repet și continui și am dialogul cu frații și spun în felul următor. Nu trebuie să fii sfânt. Bine, Biblia spune, zice, sfințeți-vă înaintea mea, omul este sfânt sau sfântul nu știu care, sfântul nu știu care, sfânt. Eu numai atâta zic, omul Adam, atât. Pentru că Adam nu a fost făcut altceva decât să fie om, credeți? Asta e. Dar este ceva. Spune Scriptura că Adam a fost făcut cum? Nu oricum, ci după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu găsim aici, dacă găsim în Osea, dacă găsim în Mica, dacă găsim în Habacuc. Zice și fața lui Dumnezeu să strălucească, să slava lui Dumnezeu să strălucească până la marginea pământului. Vreau să spun, prin cine? Prin om. Prin om. Mi-a plăcut, iar am auzit un predicator și a zis așa. Zice, și sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și toți ne ducem cu gândul la Hristos, așa-i? Că așa știm și așa am fost învățați. Dar eu și tu, și tu, sămânța cui suntem? A cui sămânță? Nu este a femeii. Nu este zdrobit capului prin noi, capul șarpelui? Ori de câte ori Satana se luptă împotriva noastră și avem un conflict cu el în diferite probleme și situații și când îl biruim, nu este zdrobită, că cap înseamnă putere și autoritate, totdeauna cap înseamnă putere și autoritate, nu cap fizic. Nu este zdrobită puterea lui Satan prin sămânța femeii? Păi da, păi da. Să nu uitați, fraților, că și noi suntem sămânța femeii și prin noi Dumnezeu zdrobește capul șarpelui. Să știți asta. Ce am mai vrut să spun? Rămânem aici, timpul deja a trecut, nu mai trecem la legământul cu noi, rămâne ca temă pe data viitoare. Vreau numai să spun așa că legământul cu Adam rămâne în exercițiu până ziua de astăzi. Pe data viitoare, dacă vreți să ne mai întâlnim și dacă eu aș spune așa, încă o dată repet, ne uităm acum la Scriptură din perspectiva legământului. Sunt o serie, eu în România am făcut vreo jumătate de an problema legământului, eu aici am comasat-o pentru că sunt numai câteva serii avem. Dar vreau să vă spun că dacă stai și te adâncești în problema legământului, altfel înțelegi Scriptura, altfel înțelegi ce înseamnă legământul, altfel înțelegi de ce trebuie botez, de ce trebuie naștere din nou, de ce noi le practicăm, zice, că așa e corect, popa, zice, preotul să te boteze. Așa știm din tradiția creștină, dar noi nu trebuie să rămânem limitați la tradiția creștină. Noi trebuie să avem noi cunoașterea personală de ce trebuie să avem botez, de ce trebuie să avem Duhul Sfânt, spune Domnul lui Nicodim, fără naștere din nou, nu se vede împărăția lui Dumnezeu. Eu cred că toți vrem să avem împărăția lui Dumnezeu, să o vedem și să intrăm cu Dumnezeu. Haideți să o înțelegem, fraților, că ni se schimbă gândirea. Dumnezeu să ne ajute. Amin.